Sfârșit tragic pentru un mecanic din Alba. Bărbatul s-a răsturnat cu o mașină pe care tocmai o reparase. Accidentul a avut loc pe drumul național 7 la ieșirea din Sebeș. Mecanicul a ieșit pe stradă cu autoturismul pentru a-i face probe și a accelerat la maximum. Într-o curbă a pierdut controlul volanului, iar autoturismul a ajuns într-un șanț. Mașina era la reparat? Da, la doamna doctoriță. O avea la reparat. O fi ieșită cu ea în probă. O zis că mâine trebuie să-i opre de aia la doamna. Dar obișnuia să ia mașinile așa în probă? Ca mecanic, trebuie să iei mașina probă. În urma impactului, bărbatul a fost proiectat pe geam. A fost găsit mort la câțiva metri de mașină. Într-o curbă la dreapta, datorită vitezei, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul autoturismului și s-a răsturnat în afara părții carosabile. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia, dar și cine o va despăgubi pe proprietara mașinii distruse.